Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor! Tot 16 septembrie 2023, de aici din sudul Angliei, la tupina de la fasole. Așa o să-i rămână până la urmă, chiar dacă n-a fost vorba de fasole, a fost vorba de mazăre. Tupina româncelor! La mine s-a schimbat vremea și din păcate pentru mine și pentru albinuțe se schimbă total vremea. Am pus telefonul acolo pentru că data trecută mi-a căzut pe aici de la vânt, de la știți că româncele deja sunt pe două corpuri. Ia, vă arunc așa o privire și la ceilalți. Două de s-au dus pe două corpuri. Vi-l prezint pe ăsta mai repejor, așa că aș vrea totuși să vedeți ce s-a întâmplat și cu româncele, că de mâine vine vâj, să sperăm că nu o să țină, adică că o să ne mai dea un pic de gaz. Ce era deosebit în sens negativ ultima dată aici, nu prea aveau mâncare, sau mă rog, nu era, rezervele nu erau foarte, foarte mari și am văzut comentarii, vai de noi, ce ne facem. Haideți când deschid folia ca să înțelegeți că eu nu fac parte din categoria celor care pregătesc stupii. Da? Deci stupul este nedeschis de la ultima. Da? Deci nu. Vedeți, sunt exact șirurile. Sunt exact rândurile de la rame, iar bețișoarele astea, vedeți, sunt exact la locul lor. Haideți să vă arăt. Da? Deci nu, să nu vă mai aud sau să nu mai citesc chestii că pregătim stupul, că pregătesc un stupul, că nu pregătesc niciun stup. Eu nu am timp să lucrez la stup, dar aminte să mai și pregătesc de filmări. Mai ales că eu nu vă vând nimic, nu vă cer nici bani. Vă arăt doar încă un mod în care se poate face apicultura și nu rău. După cum vedeți sau ați văzut, sau vedeți și acum, nu? Albinele ocupă toate ramele. Să vedem repede, repede ce rezerve și-au făcut și ce puiet mai avem. Haideți că vă arăt imediat. Hai că scutur un pic de albină. Să vă mai aud că n-am rezerve. Da? Ia uite. Deci căpăcită sus. Ia uitați-vă, mai sunt câteva celule acolo de care trebuie să eclozeze. Scuză-mă. Care trebuie să se eclozeze. Plin. Și dacă asta e plină, uite, o pun eu aici, la urgență. Asta sigur e plină, ia să vedem următoarea. Deci vedeți? Roi făcut de față cu dumneavoastră. Ia să vedeți frumusețe aici. Ia să vedeți frumusețe aici. Rama 3. Rezerve cât se poate căpăcit la eclozare aproape. Cum eclozează aici, bagă imediat, vine cu nectar, vă dați seama. Chiar dacă vine vreme urâtă de mâine, e posibil totuși ca săptămâna viitoare să mai avem ceva. Da, mă. Ah, aici a pontat din nou. Nu putea să liniștească. Da, albinele nu prea vor să se oprească. Asta știți și dumneavoastră, că măcile tinere nu prea acceptă. Ia, să scutur eu un pic. Ia uitați-vă, a eclozionat, a băgat nectar la greu, dar pe partea asta încă mai pontat nebunatica. N-are nimic până la urmă. Frate, așa că au făcut aici niște crescături.
problema nu este că mă deranjează că crescăturile astea sunt foarte bune în pregătirea lor pentru iarnă, dar e cam de vreme și mai are puiet. Vă mai arăt două, trei rame și nu facem filmulețul foarte lung. Da, domnule, da. Nu, e clar. Fiți atenți, chestie. Unde au reușit să... Ce interesant! Pe ramele ceva mai negricioase, matca a mai tras un rând de pontă. Pe astea un pic mai albicioase, haideți să vă arăt. Au încercat să nu mai... Sau matca a evitat. Trebuie să scutură albina, înțelegeți? Ia uite, aici a fost puiet, a ecluzionat și au băgat nectarul, vedeți? Asta fi mai albă, aproape că nu are puiet deloc. Deci e bine. E bine, înseamnă că ele se duc încet, 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 încet merg către iarnă. Simt chestia asta și se comportă ca atare. Bă, trebuie să am grijă mare cu ramele pe aici și cu mișcarea ramelor, că vă dați seama că țin că la ochii din cap la reginele astea. Excepțional de frumos. Excepțional. Este exact ce v-am zis mai devreme. Ramă un pic mai albă, imediat lăsată liberă pentru, sau folosită doar pentru nectar. N-are mâncare? Care spuneați? Bine, un pic aveați dreptate acum două săptămâni, dar ce vă spun eu întotdeauna și foarte mulți nu vreți să înțelegeți, este că apicultura se face cu... Bine, apicultura cu cap, nu herupul. Apicultura cu cap se face cu ochii la prognoza meteo. Să știți că și agricultura mare se face tot la fel. Și acum cam toate activitățile se fac în corelație cu ceea ce spun specialiștii în meteorologie, cu prognoza meteo. Excepțional! Din nou, excepțional! Cineva cânta, chiar cânta prohodul acestei colonii sau acestor colonii cu mâncare. Deci, roi care și-au umplut catul de iernare, singurel. Știți că hrănirea eu am utilizat-o doar, fugi de acolo, am utilizat-o doar în primele, să zicem, 10 zile. După care v-am spus, când am văzut că curge din ramă, asta și m-am gândit, nu-i mai bine să mă opresc eu. Nu-i mai bine să opresc eu hrănirea și să vedem dacă e cazul, mai pun, dacă nu, nu. Și ce credeți? Mi-a făcut, prietene, o surpriză fantastică. Și ca să nu mai cheltui eu bani și să mă chinui cu hrănirea, a început culesul ăsta de toamnă bun și și-au făcut treaba singurele. Vă arăt imediat. Asta, apropo de cine spunea dacă are albină sau nu are albină, eu înainte să vă arăt, scutur ramele, dar ca să vedeți cam cum stă treaba și suntem totuși în miezul zilei, da? Ia să încerc să... Din nou, ramă perfectă pentru iernare, vedeți? Căpăcită în partea de sus și disponibilă în partea de jos acum. Excepțional, excelent.
vă mai scot o ramă și încercăm să ne oprim, poate. Da, nu, haideți că chiar e clar. Chiar e clar. Și păstură și și tot ce trebuie. Mâncare pentru cel puțin o iarnă, dacă nu mai mult. Nu mai chinuim stupul. O să las să-mi face. Am scos două rame, nu? Bun. Ia. Să reintroducem la locurile lor. Foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Ăsta se va juca la iernare. Deci am făcut un filmuleț cu româncele în foame, dar asta era înainte de culesul nostru de toamnă. Gata. Sunt total mulțumit, sunt pe deplin mulțumit. Albinele au rezerve foarte bune, rezerve de miere și de și de nectar, de ce nu? Încă au tot ce le trebuie. Ați văzut și păstură, ați văzut și polen. Toată mierea asta pe care o vedeți aici și cu care o să intre ele în noiembrie, că după cum vedeți, dacă vedeți la urdiniș, probabil că cei care aveți ochi vedeți. Deci acolo mai este un pic de cules, dacă observați. Sau dacă nu e neapărat cules, ceva se aduce. La stupii mari, stupii de dincolo, de la stupina cealaltă, v-am prezentat eu, acolo consumul zilnic este de aproape 700 de grame de mâncare pe zi. Deci am avut o zi cu ploaie. Stați că vreau să ridic acel cat, să vă arăt ce se întâmplă în interior. Dar să iau un alt capac de la alt stup. Stați așa. Stați așa ca să nu deranjăm foarte mult. Că aș vrea totuși să vedem. Să vedem pe româncuță. Deci, să recapitulăm. Stupii mei, stupii de producție, stupii mari, consumă pe zi în jur de 700 de grame de mâncare. Miere și păstură, sau nectar, păstură. Deci, da, asta se întâmplă când le deranjăm. Eu, să știți că astăzi nu vreau să fac decât o singură filmare, dar nu mai am când. De mâine începe dezastru. Și dacă nu făceam filmarea astăzi, ieșeam din termenul ăsta cu dumneavoastră, că v-am promis pe 15 septembrie că facem evaluare la românce. 15 a fost ieri, n-am avut când. Iar astăzi e ultima zi posibilă. Hai să vedem a doua ramă. Corpul 1. Stai să nu avem pe aici reginuța. Ba da, este. Vă prezint pe doamna. Care, ce credeți că a făcut? Asta e rama 2. Vă dați seama? Ia uitați-vă, asta e rama 2. Rama 2 din corpul de jos. Deci tanti este absolut incredibilă. Mai stai într-un loc. Vreau să o conving să meargă mai pe ramă ca să nu am emoții la... Așa, gata. Hai că să sperăm că am păcălit-o să stea într-o margine acolo. Deci ați observat, corpul 2 e aproape integral cu... Ia uitați-vă, asta a fost placă de puiet.
a eclozionat în mijloc. Ies să scutur un pic, să vă arăt. Deci, vedeți? A fost placă până în margini, a eclozionat și a introdus nectar. Perfect! Perfect! O să bag și rama asta, pentru că Regina este în zonă și vreau să ne asigurăm că nu e nicio problemă cu ea. Vă mai scot două rame și probabil că v-ați lămurit. Roi făcut pe 2 iulie sau pe 2-5 iulie, care a primit o singură dată o ramă de căpăcit. Roi făcut fără puiet căpăcit deloc, fără puiet deloc. Probabil că acum ați început să vă obișnuiți cu stilul meu sau cu modul în care fac. Uite câte albine tinere, extraordinar. Deci eclozează zi de zi, practic. Ia, repede, încă vreo două rame și cam aia e. Uite, așa. Up, așa. Acest tub, cu toate că va crește puiet în continuare, o să vedeți că nu va descrește în populație. Băi, dar săracul e blocat, mă. Haideți că asta merită să vă arăt. Ia uitați-vă. A eclozionat și bagă la greu nectar. Ia pe partea asta. Dacă am avea și lumină, ar fi perfect. Aici se văd larve. Ia, nu știu cum s-a prinde blițul, dar sigur puteți să vedeți aici. Bine, și niște trânturi. Dar încă nu s-a liniștit. Curge din ramă, ați văzut. Bara asta de trânturi chiar o curăț. Hai să mai scot una, două și ne oprim aici, că și așa filmulețul trecut a ieșit foarte lung. Dar ce să-i faci, că ajungi la o ramă, vrei să arăți, ajungi la următoarea, e mai interesantă. Ca de exemplu, vreau să vă mai scot o ramă și ce am găsit? Ia uite. 16 septembrie. Păi eu ce să fac? Dacă asta e situația aici. Deci vedeți? Spunea cineva că bun, ai populație la ora asta, să te văd pe 10 noiembrie ce populație ai. Eu n-aș vrea să fiu nesimțit sau prea arogant, dar s-ar putea pe 10 noiembrie să am mai multă populație ca astăzi. Pentru că astăzi la mine încă se culege, încă eclozionează albină. Da. Bun. Le-am deranjat destul. Ne oprim aici. Știți ce aș fi curios? Totuși, haideți să mergem la a doua ramă aici. Să vă spun de ce. Pentru că, haideți mă, astea s-au lipit aici, sau... Haideți să vedem ce e pe rama asta. Pentru că, la fel ca și în filmulețul anterior, ar trebui să vedem păstura aia multă. O vedem sau nu o vedem? Că dacă nu o vedem... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ia uitați-o! Gata! Gata! Păstură
multă, multicoloră. Următoarea e puiet, să vede de aici. Deci eu v-am mai zis că nu contează foarte mult lada, nu contează foarte mult rama, dar să știți că totuși primăvara și toamna sunt momentele în care rama și lada fac un pic de diferență. De exemplu, eu parcă v-am mai spus, în analiza mea, rama și lada dadant sunt excepțional de bune vara. Vara, matca se poate desfășura, rame mari, arii mari, pot să pună puiet, pârarii mari, pot să pună nectar pe arii mari, așa este. Dar în afară de vară și de momentul de belșug, să spunem așa, gata, ne pregătim să punem, în afară de momentele alea, rama dadant nu mai este rama ideală. Mama mea! Stați așa, nici n-am prins bine corpul ăsta. Așa. În afară de momentul ăla de, să spunem, din 15 mai până prin 15 iulie, rama dadant mi se pare a fi cea mai bună ramă. În afara acestui interval, rama dadant pare cea mai nepotrivită, cea mai slabă. Bine, nu cred că expresia e bună, slabă, nepotrivită, nu știu, cea care îți conferă randament mai mic. Nu o să intru în amănunte acum, că nu e momentul să facem asta, dar pentru la anul mi-am propus eu, să vedem dacă o să pot să fac lucrul ăsta, aș vrea să fac așa o prezentare comparativă, adică să facem și noi așa pe view, cum se zice, comparativ, viteza, modul în care funcționează diverse tipuri de rame, diverse tipuri de corpuri. Până atunci, de aici din sudul Angliei, după cum vedeți, s-a dus soarele, atmosfera devine apăsătoare, așteptăm un front atmosferic destul de nasol, dar albinele au tot ce le trebuie în sub, vor continua, să spunem, ritmul ăsta mai susținut o săptămână, două, undeva pe la 1 octombrie, 5-10 octombrie maxim, atunci și matca în sfârșit va considera că e de ajuns și iarnarea la mine să începe undeva, nu știu, 1-5-10 noiembrie. Pauza de puiet o aștept undeva la 5-10-15 decembrie. Matematică, v-am spus, matematică. Dacă vă cunoașteți bine zona și clima și așa, bine, cu plus, minus, acolo o săptămână, două, dar întotdeauna, adaptându-vă la locul și la clima în care faceți, în care țineți albinele, veți putea să faceți lucrările la timp și cât mai bine. Bun, de aici, de la Românce, sunt perfect pregătite pentru iarnă și pentru iarna românească sunt pregătite, dar aminte pentru iarna englezească. Cum vă spuneam, de aici, de la Românce, vă salut și vă doresc toate cele bune. La revedere!